Jurnaliștii de la ziarul de Baia Mare au prezentat filmul complet al momentului în care ziaristul Adi Rusu este împins și trântit pe asfalt la parada Sărbătorii Castanelor, ce a avut loc acum câteva zile. Un cititor al ziarului a trimis o nouă filmare, făcută de data aceasta de pe cealaltă parte a străzii, în care se vede foarte clar cum bodyguardul primarului Cătălin Cherecheș intră efectiv în jurnalist și îl răstoarnă la pământ. Imaginile arată că jurnalistul nu se afla foarte aproape de primarul municipiului și că distanța necorespunzătoare față de edil invocată de agresor nu are temei. Ce faci, băi? Jurnaliștii au aflat că individul se numește Roland Bito și că este angajat al poliției locale. Ziarul de Baia Mare și NSN au și o întrebare pentru conducerea primăriei. Ce caută acest ins îmbrăcat civil la toate manifestările publice ale primarului Cherecheș, din moment ce el este angajat ca polițist local în cadrul serviciului Disciplină în Construcții și Protecția Mediului, unde, potrivit site-ului oficial, nu are atribuțiuni de pază și ordine publică? Ziarul de Baia Mare arată că va face propria investigație pentru a elucida acest lucru.